am regăsit la un nou vlogmas! Eu și cu Felix suntem în oraș, deoarece vrem să facem un video mai deosebit. Ne-am gândit, ca pentru sărbători, să mergem la cumpărături, fiecare cu un coș de cumpărături pentru bunica lui. Deci eu merg la cumpărături pentru bunica mea, Felix pentru bunica lui, deoarece... Și Felix are o bunică. Deoarece vrem să le trimitem un pachet la fiecare de sărbători, ca să nu se mai simtă singure, să se simtă iubite. Și plus că stau la sat, poate nu poate să-și cumpere, vedem ce putem să le cumpărăm. Ele sunt singure și vrem să simte și ele, să simtă și ele atmosfera sărbătorilor. Așa că vom porni un challenge și să vedem ce cumpărăm. Trebuie să umplem coșurile. Hai, Felix mi-a luat înainte. Deci Felix a pus serios pe treabă, vrea să mă întreacă, vrea să câștige competiția, dar eu zic că o să mă descurc și eu destul de bine. Ne-am făcut listă. Am terminat cumpărăturile de făcut, acum Felix le pune în mașină, cred că mai dăm o mică tură și până la Lidl. Au fost super grele, le-am luat așa cu coșul ăsta. Foarte frig afară. Opa, ține! Așa nu prea vă arătăți bune ciocolată, la Lidl îți mai și mecher. Bunica lui Felix este mâncăcioasă de ciocolată, așa că mergem o tură și pe acolo. Am pus beculețele. Noi ne-am întors acasă și am pus niște instalații în pom. Deja vedeți că ne pregătim încet, încet de decorare și sunteți pregătiți să vedeți ce am luat fiecare bunicii noastre și ne ziceți cine este câștigătorul. Eu cred că am întors să câștigăm, Felix. Mie să nu cumva că trimite pachetele, că cutiile asemănătoare, să nu trimitem vice versa, că nu-i bunicile trebuie. Noastre sunt diferite și glumeam cu Felix, nu cumva să inversăm cadourile, pentru că nu li s-ar potrivi. Fiecare am luat ce știm că li se potrivește bunicii noastre. Așa că haideți să vedem ce am luat. Cine începe? Să vedem cine începe. Hai fiecare să arate o chestie. Deci eu arăt cu o chestie. Eu i-am luat păteuri. În primul rând... O ghirlandă de păteuri. În primul rând, bunica mea stă la un sat, la vreo 35 de kilometri de oraș, în aproape de pădure și la alimentarea din sat nu prea... Știu ce își permite și ce așa. Și știu că îi plac foarte mult pateurile, așa că am luat niște pateuri. Eu nu i-am luat pateuri bunicii mele, deoarece bunica mea nu mănâncă pateuri. Dar i-am luat să-și facă pate de casă. Nu mănâncă pateuri dintr-astea. Așa că bunica o să-ți faci pate de casă din linte. Am luat aici linte ecologică. Asta este mazăre și asta este linte. Din asta o să-și facă ea pateuri, Felix. Și asta la fel este tot linte ecologică. Verde, asta e linte roz. Asta e fasole dintre astea neagră să-și facă pateu. Și încă un pateu de linte. Fiecare cu bunica lui. Bun. Eu am luat unt. Știu că îi place untul foarte mult și știu că asta se țină multe luni de zile. Am luat doi de unt. Cred că și bunicii mele îi place untul, dar nu vreau să o sunt graș. Da, că n-am. O pun la dietă. Bunica mea e slabă băț. De asta are... câteva kilograme. Cum adică câteva kilograme? Ce că câteva kilograme? Bun, eu nu i-am luat unt ca să-mi graș unt, dar am luat ulei de măsline ca să-mi graș cu ulei de măsline, că e foarte mare amatoare de ulei de măsline. Dintre ăsta ca să aibă. Să aibă, deci ei îi place mult ulei de măsline. Eu știu că ultima oară când am mâncat cașcaval a fost acum 10 ani, așa că i-am luat 3 feluri de cașcaval, gurda, nu știu ce. Bune, care am crezut că-s bune. Ușul nu a fumat. Și eu am luat un cașcaval la bunica mea. I-am luat un cașcaval produs exact în Botoșani. De care nu poate să-și ia. Singura? Ea poate să-și ia, dar am vrut eu să-i fac cadou. Și niște telemea. Una dintre preferatele mele. Așa. După aia, ce-am mai luat aici, Felix? Eu i-am luat la mine ca să-și înceapă ziua cu
dintre ăștia fulgi, musli, sănătoși, să-și înceapă dimineața sănătos. Okay. La tine bunica ta își va începe dimineața cu gel de duș. Da, gel de duș, chiar dacă nu are apă potabilă și altele. La chestia țișneaua aia, cum se zice, care pune găleata care întoarsă, să folosească și gel de duș, numai să folosească săpunul ăla. Din păcate, foarte multe sate din România n-au canalizare, dar la mine bunica mea are canalizare, așa că i-am dat mai multe. N-are! Și-o făcut de... N-are fosă septică. Da, măcar are, dar nu e vorba de canalizare, e vorba de a ta are fântână și are apă de la robinet. La mine are duș, da. La mine e mai șmecher, așa mai trendy, așa că i-am luat mai multe geluri de duș. Așa cum plac mie, am luat dat dintre ăsta. Și eu am luat, bă, din ăsta. De fapt, eu i-am luat pentru bunica lui Velex, gel de duș. Tu care m-a trimis pe mine, a zis du-te că așa că i-am mai luat un dat dintre ăsta. I-am luat și un palmolin dintre ăsta cu cafea. Mamă, deci miroase atât de bine, sper să-i placă. I-am luat și un șampon, șamponul meu preferat. Și i-am luat și gelul ăsta de duș, gelul meu de duș preferat. Bine, mai am un preferat. Și că tot venim la chestii de curățat, i-am luat biocarpet pentru că ea este fană. Deci eu am crescut cu biocarpet. Da, ăștia din Moldova spală țigla de sărbători. Da, pe mine mă punea tot timpul să curăț covoarele, așa că i-am luat ca să curățe ea singură, să se pregătească de sărbători. Da, bunea care a scris aspiratorul. La tot eu l-am luat. Da, se pare că am luat asta. Se pare că am luat eu bunicii Felix. O să punem mâini, stai că am luat și eu bunicii mele. I-am luat ulei de măsline. Nu știu dacă am încercat vreodată, dar i-am luat și ulei de măsline. Sigur o să-i placă. Eu i-am luat dintr-o la mai mult. Ăsta am luat și eu să pun de mâini. Să se spele amândouă pe mâini. Halva, pentru că e faină și mie place halva, dar acum nu pot să mânc. Eu i-am luat sănătos. Alți fulgi dintre ăștia. Scuze-mă, dacă bunica ta e Rambo, să facă... Nu e Rambo Felic, dar îi place stile așa mai sănătoase. Și aici avem niște fulgi dintre ăștia de ovăz și de secară, sănătoși. Turt dulce! Stai că am luat niște turtă dulce, dar mai mică. Turtă dulce mai mică, mai finuță. Nesquik, pentru că știu că i-a plăcut doar dacă nu a gustat ceva de genul. Deci noi avem așa, bunica care cu dulciuri și bunica cu fulgi. Ok, bunica care n-a mâncat toată viața și să văd coastele, bunica care a mâncat mereu. Da, într-adevăr. Dar i-am luat și eu două ciocolate dintre astea șmechere, care am crezut eu că sunt mai faine. Mersi și Heidi. Bun. Eu am luat aici mai multe ciocolate. Oh. După cum se vede, ciocolăți, cum se zice, că am ciocolată la amuzament. Așa. Cu alune, cu struguri, cu Milka. Și trebuie să mă opresc aici. Am luat încă una. Și trebuie să mă opresc aici. Oh. Încă una. Încă una. Oh my god. Încă două. Încă una. Yum, yum. Și asta pe caută piscina. Asta am ales eu. Și supur mai scumpă la 7 lei. Da, am mâncat eu dintre asta mai de mult, acum mulți ani și a fost foarte bună. Și desigur că am luat pentru că mie îmi plăceau astea mai de mult, ca să bea la cafea. Ce faci? Stai că am luat și eu ceva de cafea. Eu i-am luat Inca. Asta e cafea dintre aia de... Instantă? Nu, Felix, asta e cafea care nu e din cafea. Stai să zic, din orz, este... Da, cred că e din orz sau din ceva. Eu i-am luat aici un Jacobs. Oh, Jacobs. Și încă un mic. Ce fain! Cafea e scumpă. Eu i-am luat șervețele umede pentru bebeluș, că e mare fană, la fel ca și mine. Eu trebuie să am șervețele umede. Eu am luat cutie cu ciocolată. Dintre astea de la mare. Și eu am luat șervețele dintre astea cu Moș Crăciun. Șervețele umede și șervețele normale. Eu am luat o narielă, la Cristina, eu de fapt. Eu i-am luat eu. Dar de fapt, eu care o mașină semi-automată și măcar să o ajute. Da. La mine bunica are mașină automată, așa că i-am luat detergent dintr-o ăsta. Bunica ta are și motocicletă. I-am luat pentru rufe albe și pentru rufe colorate. Prima oară când am zis de rufe colorate și rufe negre și rufe așa, Cristina mi-a zis că există detergent pentru toate. Da, pe mine bunica mă trimitea tot cartierul să cumpăr detergent de rufe negre, colorate și albe. Eu luam Axion. Eu ce-am luat aici, că am întrebat-o la telefon, hei bunica, îți place conserva de pește? Îmi place mama, aș mânca. Și am luat conserve de pește care îmi plac mie. Ce drăguț! De la Lidl, am luat așa 9 bucăți. Câte poate să mânci și ea, că nu e obișnuită, dar mai schimbă gustul. Eu i-am luat, că bunica mea face multă salată de bluf, așa că i-am luat conserve dintre astea cu porumb dulce și cu mazăre. Am luat așa mai multe aici, ca să facă salată de bluf bună. I-am luat turtă dulce mică. Dintre aia cum am și eu. Da. Eu i-am mai luat aici o mazăre ecologică. Cristina are acolo 10 kg de mazăre ecologică și din astea. Și tahini dintre astea, că e mare mâncătoare de tahini și place foarte mult, așa că am luat
mai multe borcane, vreo două dintre astea, și mai multe conserve de pentru salată de dov. Eu am luat măsline, că știu că nu găsește pe acolo. Și eu, astea tahini. Eu am luat măsline verzi și știu că am mai luat aici și măsline negre. Am încercat să le trebuie să le cumpăr așa, deoarece să țină pe drum. Și am luat măsline, Tu ai luat măsline, că n-ai văzut pe mine că am luat măsline. Da. Eu am mai luat pentru că știu că îi place la nebunie. Ea avea o rețetă de prăjitură, făcea numai blaturile și între ele punea o ciocolată ce îl cumpăra. Și am luat finetti. Să știi că mi-e poftă. Deci și... va trebui să mergem să ne luăm și noi niște finetti. Bă, nu știu. Sau să ne facem de casă. S-ar putea să ne facem de casă. Și da. Încă doi finetti. Doi finetti mici. Deci când eram copil era finetti între la mic. În formă de inimioară îți dea cu o linguriță și era așa păcut. Da. Și era aia albă, era preferata mea. Mamă, îi mai mâncam de la sârbi. Gust bun, frate. Mamă, ce fain era, luai cu linguriță așa. Ce mai, îți dea și linguriță de plastic. Da, i-am luat și eu ton, dar dintr-o ăsta fain, cum ne place nouă. Cristina, i-am luat ton mai bun i-am și luat din mai Italia. Șmecher, da, l-am comandat. Așa. Foarte bun. Eu am luat vegeta, dar nu orice vegeta, că nu e o fijită cu vegeta normală, cu gust de găină, deci are cloșca, nu? Vedeți? Cu tot cu cloșca. Eu i-am mai luat un palmolive de vanilie. Miroase. Se facă mult duș. Halva, pentru că știu că îi place foarte mult. Și stai așa cu o bucată și face neam, chip ce se uită la suce pe TV-ul. I-am luat și eu halva. Două bucățele de halva. Mai mici, așa. Eu mai am încă două bucățele de halva. Mă, ce de halva. Stați, mai am aici conserve intrase pentru salată de dov. Felix se face și la salată de dov de sărbători. Noi știți că mâncăm mai des. Dar ne place super tare. Și o pastă de dinți. Super! Ca să aibă grijă de dantură. Cam asta e tot ce am cumpărat noi, așa că o să ambalăm cadourile, să le facem fain, așa, super crăciunistice și o să fie gata de trimis la bunici, să ne scrieți în comentarii care bunică este câștigătoarea, dar eu zic că sunt amândouă. Și ești pregătit, Felix, acum avem treabă multă, să le punem în cutii, să le ambalăm, mult să le scotch. Facem crăciunistice. Mult scotch! Acum ne vom arăta noi maestria de ambalatori. La cum sunt produsele astea, eu dacă l-aș fi, m-aș bucura, sincer să fiu. Și eu, arată super. Ia uitați, ce de produse avem aici. Mai ales când ești la comun, așa, și îți este greu și mai ai și pensia mică și așa, și cu neajunsuri, mai economii. Și când primești din astea, aibă și de Crăciun, pe Crăciun am trimis. E prima oară când trimit, sincer să fiu. Da, ne-am gândit să le facem așa o surpriză și poate dăm exemplu și celorlalți nepoți să-și bucure bunicii de sărbători. Am mai trimis, dar e prima oară când trimitem așa mai multe și mai varietate. Am mai trimis, dar mai simbolic. Ok, trecem la pachetat. Mă, ce bine arată toate. Arată bine! E o de finetti. Trecem la pachetat? Da, halva arată genial. Hai să împachetăm. Cutia asta și cutia asta care este urâtă, am primit-o și-o cu ceva în ea. Faza este că nu contează cum arată cutia în exterior, cum arată puțin, contează conținutul și n-am atât cutie. Am putat la Dedeman, am plimbat prin Kaufland, e bine. Fratele meu, ia uitați! Mamă, de pe care mă, că nu pot să-l ridic! Ăsta e mai mic și ăsta e mai mare, dar ăsta e mai greu, nu pot să-l ridic! Da. Noi, după cum vedeți, am ambalat cadourile cu hârtie diferită, astfel încât să se diferențieze. Ia uitați voi! Bunica mea, bunica lui Felix, treaba e gata! Și ceva foarte important, dacă le știți pe bunicile noastre, să nu cumva să le ziceți ce este în interiorul conținutului,
Că ele n-au net. Și nici măcar să le spuneți că le vom trimite coleta astfel încât să fie surpriză pentru ele, pentru că va fi surpriză pentru Crăciun. Treabă bună, bate pe Alex. Așa că sperăm că v-am inspirat și pe voi să dăruiți celor dragi, să le faceți sărbătorile mai dulci celor dragi, să le trimiteți câte un cadou, oriunde ar fi ei, cât de departe, să ne simțim mai aproape în felul acesta. Sperăm tare mult că v-a plăcut vlogul de astăzi. Nu uitați că în fiecare zi ne vedem la ora 2 cu Vlogmas, cu fiecare zi cu câte un episod nou până la Crăciun. Așa că apăsați butonul de cocolai, rupeți-l. Rupeți butonul de cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem mâine la ora 2. Ha! Tu poți să ridici? Nu prea. A mea are 17 kg și a Cristine 20. 23. Greu! Nu știu cum le duce la mașină. Le împingem, Felix. Le împingem cu căruță.